Păi vrea, nu vrea, nu știu de ce a apărut așa, dacă el s-ar putea să știe. Domnul Victor Ponta, îl știți pe domnul Victor Ponta, a fost premier al României. Domnule, a apărut și el în tot siajul ăsta scandalului cu domnul Colda. A apărut cumva, cum să vă spun eu, așa, am pasant, cum se spune, la șac, dar pare să că legăturile sunt destul de interesante, pentru că tot mai multă lume vorbește despre numele domnului Ponta în diverse conexiuni de astea în care întâmplător se află și domnul Colda. Prima conexiune care a ieșit la iveală este, a naibii coincidență, faptul că domnul Ponta a recunoscut că este consilierul onorific al premierului albanez Rama, pe numele său, cu care domnul Coldea face afaceri și este o anchetă extrem de importantă și stufoasă acolo în Albania. Vorbim de legături cu mafia albaneză, cea care se ocupă în principal de traficul de droguri și de traficul de persoane. Acum domnul Ponta recunoaște, mai direct, mai indirect, că domnule, sunt prieten de mult cu domnul Rama și așa mai departe. Totul a venit însă după ce noi în 100% am arătat o fotografie, pentru că singura vizită a unui premier albanez în România a fost exact pe jurna domnului Ponta. Hai să ascultăm și înainte de toate trebuie să vă spun că despre domnul Ponta a vorbit și Traian Băsescu. Acesta spunea că domnul Ponta este agent acoperit, dar nu de la serie, de la SIE. Nu, un serviciu extern. Victor Ponta recunoaște că a fost consultantul premierului albanez Edi Rama. Fostul premier a făcut declarația halucinantă și a adăugat că nu știe prea multe despre relațiile lui Florian Colda cu clanul Sinaloa. Săptămâna trecută, tot Victor Ponta a recunoscut că știa de multă vreme faptul că generalul Negru îi oferă consultanța aceluiași premier albanez cu care a avut legături și el. Relația lui Ponta cu premierul albanez este una strânsă. Edi Rama a anunțat în 2014 că îl susține pe Ponta în campania pentru alegerile prezidențiale. Fostul premier al României a fost fotografiat alături de fostul ministru al energiei din Albania, Dorian Dușca. Oficialul albanez este cel care a apărut și la o petrecere în Paris alături de Florian Colda și Marina Pandarov, șefa rețelei M ce distribuie droguri în cluburile de lux din București. Da, și domnul Ponta spune următoarele, că ne-a trimis drept la replică, mă rog, răspuns la întrebare. Zice, bună ziua. Bună ziua. Nu știu ce consultant poate să spună așa ceva, pentru că sunt niște afirmații care n-au nicio legătură cu realitatea și arată o lipsă serioasă. Guvernul Ponta a decis ca fiecare trimestru gazul românesc să crească cu 25%. Nici o industrie din lumea asta, indiferent că era din Europa, din America, din Papua Noua Guinee, ar fi putut să existe o creștere de gaz metan. Practic, în cazul nostru, era vorba de materie primă de 25% pe trimestru. Țin minte că la momentul respectiv, prin mijlocirea unui prieten, am reușit să ajung la domnul prim-ministru Ponta și să încerc să-i explic ce a făcut, sau ce are de gând să facă. Spre surprinderea mea totală, după ce mi-a explicat care sunt condițiile economice, că nu poate un combinat chimic, și nu numai un combinat chimic, nici o industrie din România, indiferent că este industria chimică, industria siderurgică, industria sticlei, nu poate trăi cu o creștere de gaz metan, de preț de gaz metan de 100% pe an. S-a uitat foarte ciudat la mine și a zis, păi ce te-ai dezvăluit din prețul gazului? Că îl cresc austriecii. Că? Îl cresc austriecii, de la OMV. Acestul prim-ministru, dar mi se pare mie, sau probabil că am cunoștințe slabe de economie, dar eu cred că gazul este românesc. Ei n-au decât un contract de concesiune pe câmpurile de gaz din România. S-au uitat strâm la mine așa și a zis, nu, doamne, e gazul lor. În același timp, omul de afaceri îl acuză pe fostul premier că a fost doar o marionetă a austriecilor. Ioan Nicolae susține că serviciile secrete românești au vrut să închidă o fabrică din Bulgaria unde au trimis mai multe cereri. Trebuie să aduc SRI-ul cu notă la nivel central în Bulgaria și vă spun că asta este spusă de prim-ministru bulgar, într-o întâlnire directă cu mine. S-a dus cu notă ca să nu închidă firma în Bulgaria. Și ai tot mă statul român înrocit cu un cetățean al tău, al propriu, dacă faci o firmă și merge bine într-o altă stat. E spus de Borisov. În întâlnire directă cu Borisov am întrebat, ce au ăștia cu mine? De ce s-a întâmplat? Și a început să dea din cap așa și pe tu nu știi?
și ai tăi să fac rău. Dezvăluirile milionarului vin la aproape 10 ani după ce Ponta promitea că România va exploata gazul la Marea Neagră în interesul românilor. Să putem să ne asigurăm din resursele noastre proprii gazele necesare e un obiectiv strategic fundamental. În al doilea rând, pentru că pe 27 merg împreună cu domnul Nicolescu la Chișinău, dăm drumul la gazoduct, dar trebuie să avem și gaze ca să punem pe gazoductul spre Moldova. Ori noi avem obligația în câțiva ani de acum încolo să ne gândim la independența energetică pentru România și Moldova. Păi ești nebun? Deci eu ieri ceream o anchetă parlamentară, ce vreți dumneavoastră, pentru subminarea economiei de stat. Da? Și asta este evidentă, nu mă interesează foarte, adică deloc nu mă interesează persoana Ion Nicolae, dar mă interesează faptul că moștenirea de la Ceaușescu au existat vreo 4 sau 5 combinate în România care făceau îngrășăminte chimice destinate agriculturii din România. Da? Acestea se făceau cu ajutorul gazului. Da? Se ardeau niște lucruri acolo. Se consuma foarte mult gaz. În momentul în care gazul a scumpit cu 100%, e clar că nu mai puteau fi competitive sub nicio formă. Și întâmplător sau nu, atenție, în România au venit îngrășăminte chimice la preț dublu față de ceea ce noi produceam, atât pentru consumul intern, cât și pentru export. Ba mai mult decât atât, cei de la OMV au luat perla acestei industrie, adică arpechimul, da, pe care l-au vândut la fier vechi, l-au făcut praf, construind în apropiere de Viena, pe un fel de inteligență de asta inversă, arpechimul lor. Da? Ca să vezi trăznaie. Și domnul Matei, am să vin din nou la dumneavoastră. Ieri domnul Ponta s-a dus la Marius Tucă, știți că face ceva online pe undeva, și a spus că, domnule, el s-ar întoarce și mâine în PSD, dar nu poate din cauza oamenilor din jurul lui Ciolacu. Domnul Ponta fiind de asemenea consilier onorific, neretribuit, și a domnului Ciolacu. Eu nu știu din cum ce mai trăiește. Da. Că numai onorific peste tot. Asta cu se face scut în jurul președintelui și așa mai departe și nu ai acces în partid, e doar o știre falsă. Repet, e un statut în care fiecare dintre noi, dacă vrem să fim parte a Partidului Social Democrat, poți să scrie, ok, dar hai poți să scrie ai unde vrei. Ce zice Nicolae, l-ați auzit și pe domnul Ponta, vă rog. Important este că nu te poți înscrie doar pe chisele. Trebuie să și muncești. Că nu muncește neretribuit, adică e diferență mare, să știi. Am zis bine, domnul avocat, pro bono, am zis, nu? Și apropo, de ce spuneai tu, Laurențiu, că tot aștepți o anchetă parlamentară, că aștepți ca cineva o comisie? Atât vreau să mai spun. Atât, scuze. Spunea Laurențiu, tot l-am auzit în emisiuni, că așteaptă o anchetă, cel puțin anchetă vis-a-vis de privatizarea Petrom. Dacă ne aducem aminte, în 2004... fostul șef al OMV la vremea respectivă spunea, era și el foarte încântat că o companie precum Petrom cu 6.200 de angajați a ajuns să fie practic cumpărată de OMV, o companie care la vremea respectivă avea 5.000 de angajați. Să ne aducem aminte ce spunea Adrian Năstase în 2004, în momentul în care s-a pus semnătura pe contractul de privatizare. Spunea, cine conduce Petrom, conduce economia, conduce politica. Despre asta vorbim în momentul de față. Nu o să avem niciodată nici contractul, nu o să fie publicat, desecretizat contractul de privatizare al Petrom. Astea sunt așa. Esențial mi se pare ce a spus domnul Nicolae și a spus un lucru elocvent. Și a spus faptul că nu noi scumpim gazele, ci austriecii. Asta înseamnă că domnul Ponta știa exact ce se va întâmpla și ce decizie urmează să ia OMV-ul sau ce și-ar dori OMV-ul, care ar fi interesul OMV-ului. Și mai mult decât atât, la întrebarea mai mult decât pertinentă și corectă a domnului Nicolae, dacă a cui sunt gazele, nu ale românilor, că nu sunt ale OMV-ului, ci ei au doar contract de concesiune, nici de cum nu sunt proprietarilor. Răspunsul domnului Ponta a fost mai mult decât elocvent. Nu. Asta se scapă. L-am auzit pe domnul senator spunând, a spus după 10 ani. Da. O idee următoare. Da, fost, adică și aici e un caz. Când spui după 10 ani de zile ceea ce s-a întâmplat, să știți că îmi cer scuze. Da, vă rog. Când apar cu astfel de declarații, repet, pot fi reale. La momentul în care le faci după 10 ani de zile, credeți că firul
sau logica va mai putea fi logica rămâne. Povestea e diferită în cazul denunțului. Logica rămâne, da. Logica rămâne. Dar palpabil pe documente până rei întreg firul. Dar dacă ne uităm, domnule senator, respectiv, cu o primă privire, da, în ansamblu, ne dăm seama că așa este. Și acum, s-a menționat aici Arpechimul, uitându-ne retrospectiv, ce vedem? Povestea și noi capitalul am românesc, pot domnule senator, Olchimu, da, da, care era un lanț acolo gândit de așa natură încât era să gândit Arpechimul, Olchimul, era, exact, trebuia să fac o conductă și specială de la Arpechim la Olchim. Da. Domnule senator, uitându-ne retrospectiv în urmă, constatăm faptul că pas cu pas capitalul românesc a fost pus la pământ. Actorii economici importanți au fost băgați la pușcărie dacă nu au dansat după cum li s-a cântat. Și este evident, am avut industrie petrochimică. Domnul Ion Nicolae, ne place sau nu ne place, personajul a reprezentat ceva. Bineînțeles că noi nu a trebuit să avem nici această industrie, bine a punctat Laurențiu, a fost vândut Arpechimul la fier vechi, în condițiile în care și dumneavoastră a subliniat faptul că era strategic pus acolo și avea un rol important, a fost vândut la fier vechi. De ce? Dar nu doar... Păi nu doar, asta zic. Sunt exact o grămadă de societăți. După cum știam, am vrut să cumpărăm fabrica de porționare la Curtea de Argeș. A preferat să se taie bucăți. S-a tăiat pur și simplu, acum e un depozit, ceva de genul ăsta, decât să producem în continuare ceva care se vindea foarte bine la export. Deci în România noi nu mai avem o fabrică de... Nu mai avem o fabrică de procesare a cerealelor. Nu avem. Vindem materie primă. Am avut cel mai mare complex de creștere a porcilor, Comtim, acolo la Timișoara. Erau sute de mii de capete. La revedere, sănătate la păsări, proiect imobiliar, da, importăm carcasă de porc din Finlanda, Danemarca, de unde te temir unde, da? Roșia Montană, un alt exemplu. Cuprumin, un alt exemplu. Și am multe să degenul acesta. Domnule Laurențiu, vă spun ceva, deci toate în exclusivitate. Sunt... Acum, gândiți-vă, am primit notificări de la partenerii mei externi începând din 1 ianuarie 2025. Prioritar pentru materia primă sunt membrii BRICS. Veți vedea ce va fi nebunie. Nu vom mai avea de unde lua materie primă. Ce să ia BRICS? Noua organizare, să zic, mondială. Aole. China, Rusia... Deci, adică deja din momentul de față știm ce urmează. Și nu de la o firmă, de la trei parteneri externi, din Italia, din Franța, din Germania. Ca să ne întoarcem la firul poveștii. Și noi vorbim de România. Va fi o nebunie totală. Domnul Matei spune că, domnule, au trecut 10 ani și stai să vezi că de ce a spus Nicolae abia acum. Un singur lucru rămâne clar și concret. România, pe vremea când vorbea Nicolae, era întâmplător, el avea toate combinatele astea. Da? Întâmplător. Producea îngrășăminte chimice necesare agriculturii din România, care asigurau cerințele interne, dar dădea și la export, pentru că avea supraproducție. În momentul în care prețul gazelor a sărit cu 100% într-un an, 25%, 25% pe 3 luni, așa, cam din 3 în 3 luni creștea, evident că nu poți să bagi 5 lei într-o producție și să o vinzi cu 4, că mori, da? Atunci, toate combinatele au intrat într-o insolvență financiară. N-au mai produs, că n-au mai avut de unde să aibă gaz. S-a mai chinuit Nicolae și a mai dus de pe la Rusia niște gaz. Dar i-a mers chestia asta vreo câteva luni, da? Și piața românească a fost inundată de îngrășăminte chimice produse, ce să vezi, în Austria.